Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip super retard pe acest canal complet retardat. Și după cum știți, în fiecare seară la ora 8 apar videoclipuri, filmulețe, sketch-uri magice pe acest canal. Așa că vă invit să urmăriți în fiecare seară la 8 ce mă duce pe mine capul. Așa că pentru astăzi m-am gândit să facem 20 de tipuri de oameni care își ascultă muzica, sau 20 de oameni care ascultă muzică, sau 20 de oameni care 20 de tipuri, luați-o cum vreți. Nu uitați să dați un like dacă o să vă placă, să-l share-uiți, iar acum să trecem la treabă. Băi, ești prost, mă văd acolo. Ăla de e perit. Dă-mi un beat, un pic șofoaie și într-un lumea mea. Ăla de nu e perit. O arci-l pe bula mea, dar uneori se sparge buba. Vise de american tuncă. Ăla de face playback. Ăla de e întârziat cu hit-ul. Op, op, eroina, oh, eroina mea. Ăla de e pe lângă. Că nu poți să faci, nu? Că nu poți să faci, că se te rog când faci prostii. Ăla clasic. Ăla Mihai Trăistariu. Ăla de nu știe versurile. Ăla de știe versurile doar când e melodia pornită. Și ajuns să te plângi de bariera dintre noi, că la mam. Ăla de încearcă să fie rapper. Am fost peste tot, în anii ce-au trecut, am făcut ce-am vrut, în anii ce-au trecut, am rămas. Ăla de e rocker. Ăla de încearcă compoziție proprie. Salutare tuturor, mă cheamă Lucian, mă uit la tine, tu ai față de leușteană. Prrrrap, mă dă facă, prrrr. Ăla satanist. Ăla de își intră în rol. La radio încă nu am dat tunul, dar de mult pe metereze fac beat-uri să vibreze. La spații să-mi puteți de fac cuvinte să danseze. Ăla de bea apă. Ăla de se ceartă cu artista. Tu cânta toți de mult, toți melodie, sunt mai videoclip, o să abla fă. Făceai spume la gură, să faci abla fă, abla. Contesta mi, contesta. Ăla de nu ascultă muzică. Ăla care înțelege mesajul. Am înțeles mesajul. Ăla care nu înțelege mesajul. N-am înțeles mesajul. Ăla de pe vremuri. Vrei să pleci, dar nu mă iei. Nu mă iei. Nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc. Da, bă, cam atât și cu acest sketch, film, episod, mă rog, treabă, chestie. Sper că v-a plăcut și că ați râs, cel puțin la episodul trecut a fost un feeling super șmecher de la pentru mine, când eu pur și simplu am făcut un videoclip care nu credeam eu că o să prindă și toată lumea în comentarii era cu hai, mor, super șmecher și chestii de genul, e foarte tare să primești feedback de asta. Da, și după cum știți unii dintre voi, m-am apucat să accept cererile de pe Facebook. Aparent am acceptat undeva la aproape 1000 de cereri și mi-a scris acolo că dacă mai accept cereri ceva e în regulă și o să-ți blocăm contul pentru securitatea, nu știu cum. Și am zis, bă, fac și o chestie bună, că accept cereri și ăștia, bum, îmi blochează contul. Mă rog, voi puteți să-mi trimiteți acolo cereri, dacă o să mai pot să accept, o să accept, dacă nu, nu, asta e. Ok, destul cu reclama și ne revedem în episodul viitor. Pa, pa! Patience and mental disease, it's out of patience.